Am vorbit acum cu Budescu, am zis, bă, spune ce bani vrei, ca să încheiem, o să vorbim și cu cheșerul, bă, spunem ce ca să încheiem, salariile mari să terminăm cu ele și o să jucăm cu jucătorii ăia care sunt locul 2, 3, 5, 7, 9, cât o vrea Dumnezeu. Dar eu așa ceva, eu nu mai fac. Pentru că nu sunt idiot, că să mă duc, adică dacă te domină sepsi, păi tu mai ai pretenții la fotbal, dacă te domină sepsi, nu mai poți să ai pretenții. Și atunci, vezi, voi, eu văd de treaba mea, stau acasă. M-ați înțeles? Deci ăsta e sentimentul meu. Păi n-ai cum să te bați în Europa dacă te bate sepsi, că noi, pe noi sepsi ne-a bătut aseară. Nu e că ne-am făcut egal, noi ne-a bătut 2-3-0 ne-a bătut. Că alea care trebuia să intre în poartă.